N-am mai făcut de mult un draft la FIFA 23. Iar astăzi o să facem alege sau pierzi la draft. Și shout-out lui Chapsters pentru că la el am văzut ideea și am zis să o fac și eu pentru că mi se pare foarte șmecheră. Și ce înseamnă alege sau pierzi la draft? Păi o să vă arăt pe parcurs, o să intrăm aici frumos la draftul ăsta minunat cu 15.000 de coins, mamă, dar nu mai avem bani deloc. Deci dacă mai vreau să fac drafturi, nu mai am bani. Așa că ăsta e ultimul draft la FIFA 23. Sau dacă dați like, o să mai facem noi rost de bani, așa că hai să facem 2500 de like-uri dacă mai vreți drafturi în continuare. Dar și prima oară o să alegem formația 4-3-3, însă aici apare chestia șmecheră. O să apară poza asta, poza asta, poza asta, poza asta și poza asta. Așa că mergem, alegem 4-3-3-ul ăsta frumos și efectiv, după cum puteți vedea, nu știm ce jucător avem. Așa că hai să mergem să dezvăluim primul jucător, care este Rican. Iar aici la player pick-uri o să dezvălui jucătorii pe rând. De exemplu, dacă dau să văd al doilea jucător, nu mai am voie să-l iau pe Rican și trebuie să-l aleg pe acela. Bă, eu nu vreau să-l iau pe Rican, așa că mă duc la următorul. Perisic, nu mi se pare cine știe ce, așa că mă duc la următorul. Deci Rican și Perisic nu mai avem voie să-i luăm. Gabriel Jesus pare interesant, însă cred că avem ceva mai bun în spate, eu așa zic, asta este predicția mea. Așa că mă duc la jucătorul numărul 4, care este Verratti. Fiți atenți că e groasă. Dacă ultimul jucător e slab, am făcut cea mai proastă decizie. Dar o să rămân cu ultimul, frate, măcar la primul player pick să rămânem până la ultimul. Și Abedi Pele, nu știu dacă era mai bun decât ceilalți, însă am rămas cu Abedi Pele. Hai să vedem care va fi următorul striker, frate. Deocamdată nu știm care e următorul striker, așa că hai să-l dezvoluim pe primul și vreau ceva forță din prima. Oooo, Nunez, mamă, Nunez ăsta e cam forță, frate. Dar dacă mi l-a dat pe ăsta, eu zic că mi-a dat ceva mai bun decât acesta pe parcurs, așa că nu o să-l iau pe Nunez și mă duc la următorul să văd ce-mi dă. Martinez, mai slab decât Nunez. Gem la următorul și... Mamă, ce cu fața asta la Osimhen, băi, Vere? Zici că are 85 de ani, nu e stresant să fie jucător la Napoli. Mamă, deci de-aia poartă, mă, ochelarea care e fața asta, băi, Vere? Ok, nu o să rămân cu Osimhen și o să mă duc la următorul jucător, Vlahovic. Mamă, de ce nu l-am luat eu pe Nunez, frate? Da, până la urmă o să alegem jucător numărul 5, care nu știm cine e și... Domnul, da, bine, cea mai bună decizie. Vine Messi de 99, băieți. Incredibil așa ceva. Da, mă, da, vine Messi de... A, dar la Inter Miami nu face chimie, asta e problema. Însă Messi e Messi, frate. Messi 99 vine la echipă. O să mergem cu strikerul. Hai să vedem care va fi următorul striker. Deocamdată nu știm cine e primul jucător. Iar primul jucător este Garincha. Mă duc direct cu Garincha. Nu mai contează restul jucătorilor. Totuși, hai să vedem cine erau. Ok, Dzeko slab, Maguire bunicel, Lacazette bunicel și Benzema bunicel, însă l-am ales deja pe Garincha, așa că Messi și cu Garincha vor face un duo fatal, zic eu. Dar cum ai pare Messi 3 chimie? Așa au jucătorii ăștia futis? Ok, mergem la celălalt mijlocaș central, hai să vedem care va fi. Bă, dar eu cred că am ales altă formație din greșeală, nu cred că am ales 4-3-3, nu? Acum mi-am dat seama. În fine, nu mai contează, până la urmă avem echipă bună. Primul jucător este Casemiro, nu o să rămân cu Casemiro, o să-l aleg pe următorul. Și SN 91, mamă, să rămân cu SN. O să rămân cu SN, băieți, o să rămân cu SN. Hai să vedem totuși ce aveam în continuare. Kimmich nașpa, Andresa decent și Aclu ăsta decent. Deci am făcut decizia cea mai bună pentru că l-am ales pe SN. Fine, hai să mergem cu mijlocașul celălalt central. Primul jucător, Arslan ăsta, nu-l alegem. Ăsta, Gavi 91. Grea alegere, grea alegere. Hai mă că nu-l iau, mai aleg unul. Mamă, cred că trebuia să-l iau. Nici pe ăsta nu-l iau. O să-l iau pe Cancelo pentru că ultimul presim că e nașpa. Totuși hai să vedem cine era. Și... Mamă, Renato Sanchez, vedeți că era bombă cardul ăsta, 92 team of the season. Dar aia l-am ales pe Cancelo. Este vremea să mergem la fundașul dreapta. Și aici bănuiesc că o să-mi dea ceva slab. Asta este părerea mea. James de 91, hai și afară James. Îl alegem pe Dumfries, nu-l alegem pe Dumfries. Îl alegem pe Royal, nu-l alegem nici pe Royal. Îl alegem pe Traore, nici pe ăsta. Îl păstrăm pe ultimul, care sigur e Icon. Nope. Ok, nu era Icon, dar l-avem pe Maichele, da, o să luăm pe Maichele, ce să facem. Și care va fi fundașul central? Asta este întrebarea. Primul fundaș central, slab, nu-l alegem pe ăsta. Al doilea, slab, nu-l alegem nici pe ăsta. Al treilea, nici pe ăsta, al dărvare, nici nu știam că mai trăiește. Al patrulea, nici pe ăsta și îl alegem pe ultimul, nu avem ce să facem. Rafael Toloi, da, era oricum player pick de la slab cu jucător gold. Următorul fundaș central, care va fi... Hermoso, nu o să fie Hermoso. Bum! Lucio, mamă, stați așa. Dar nu-l alegem nici pe Lucio, al treilea. Pe ăsta le-au, ești nebun, pe ăsta le-au, pe Becker le-au, băieți. Iau pe Becker pentru că zic eu că o să fie cel mai bun din player pick-ul ăsta. Și hai să vedem totuși care erau ultimii doi jucători rămași. Era Araujo și cu Koulibaly. Da, am avut dreptate, Becker cel mai bun. Cel de-al treilea fundaș central este... Bă, nu știu ce am făcut.
Cel de-al treilea fundaș central este... Bă, de acum am văzut că m-am asortat cu rozul ăsta și cu rozul de la Footies. Pines. Ok, primul fundaș central este Carvalho. Al doilea card, nici n-am zis că nu-l aleg, dar v-ați dat seama că nu-l aleg. Ok, al doilea card nu-l alegem nici pe ăsta. Al treilea, nici pe ăsta nu-l aleg. Patrulea, îl luăm pe Vidic, clar, da. Îl luăm pe Vidic, clar. Totuși, hai să vedem ce aveam pe poziția numărul 5, Bastoni. Da, Vidic, clar, cea mai bună decizie. Mergem la fundașul stânga de data asta și aș vrea și eu un Roberto Carlos, dacă se poate. Iar primul fundaș stânga este Nuno Santos, care e destul de slab. Cred că o să-mi dai player pick-uri de alea cu gold, așa că nu-l alegem pe ăsta. În Cucu nu-l alegem, Klaus nu-l alegem, Angelino nu-l alegem și îl păstrăm pe ultimul, care este Chilwell. Da, o să luăm pe Chilwell, băieți. Am sperat până la final, dar am sperat degeaba. Iar la portar aici aș vrea și eu un Iașin dacă vrea să-mi dea jocul, dar nu cred că vrea. Și primul portar este, nu știu cine este, dar nu-l alegem, e de la Litihad. Al doilea, Neuer. Totuși presim că îmi dă ceva mai bun decât Neuer, așa că nu luăm nici pe german. Al treilea este Ederson, nu o să-l iau nici pe Ederson, o să-l aleg pe următorul, care este Butland. Bă, dar ce mi-apare mă aici pe ecran? Da, mă, o să-l iau pe Butland pentru că zic că ultimul e slab. Nu era slab, era Carberas. Iar acum vine partea interesantă pentru că acum avem rezerve și jucătorii sunt pe poziții diferite, deci poate pica efectiv orice acum. Și hai să vedem ce rezerve avem. Cred că o să avem niște rezerve interesante, eu așa zic. Și primul jucător, îl luăm. Nu, n-are cum să pice ceva mai bun decât Eusebio, zic eu. Totuși, hai să vedem ce aveam în continuare. Martinez, Traore, Ito și cu Kolasinac. Da, clar, Eusebio cel mai bun de aici de departe. Următorul player pick, următoarea rezervă. Primul este Pușcaș, mamă. Nu știu de ce, dar cred că o să-mi dea ceva mai bun decât Pușcaș. Oricum atacant am, eu presim că îmi dă ceva mai bun decât Pușcaș, băieți. Un mijlocaș aș vrea, central, forță. O să-l refuz, probabil că o să fac cea mai mare prostie, dar eu îl refuz. Al doilea este Gendouzi, n-o să-l luăm. Al treilea este Antony, n-o să-l luăm. Al patrulea este Berardi, n-o să-l luăm. Și o să rămânem cu al cincilea, care este Brozovic. Da, n-am făcut decizia bună. Așa că hai să vedem care este următoarea rezervă, băieți. Primul este Sonaldo. Interesant, cardosa lui Sonaldo care ne face poză. Însă o să-l refuz. Al doilea este Danjuma, mamă. Vedeți că dă numai deștea proști acum. Îl refuz și pe Danjuma, clar. Îl refuz și pe Vertu, clar. Îl refuz și pe Guerrero, clar. Și... rămâne cu Cars Drop, da, trebuia să le iau pe Sonaldo, aia. Următoarea rezervă, sper să fiu puțin mai inspirat de data asta, că nu prea am fost la rezervele astea. Și primul este Calabria, o să-l refuzăm. Al doilea este Pablo, o să-l refuzăm și pe ăsta. Foden, o să-l refuzăm și luăm pe Bruno Fernandes, clar, da, Bruno Fernandes, shapeshifter, arată bombă cardul ăsta. Totuși, hai să vedem cine era ultimul, era Torreira, clar, Bruno Fernandes, cel mai bun de aici de pe listă. Am unde să-l bag, n-am unde să-l bag, da, aia. Mai departe, mergem la următoarea rezervă, începem cu primul jucător, Sancho, mamă. Sancho Footies, îl luăm direct, nu mai stau să mai mă gândesc. Hai să vedem ce jucători aveam totuși în continuare. Și, da, perfect. Următoarea rezervă va fi Nuno Santos, nu va fi Nuno Santos. El Shaarawy ăsta, bă, l-aș lua doar pentru că e nostalgie cu El Shaarawy. Dar îl refuzăm. Lukaku. Ok, îl refuzăm pe Lukaku. Îl refuzăm și pe Buffal și ne uităm la ultimul, care este Mario Rui, da. L-am ales pe cel mai prost. Next substitutes, o dăm pe engleză. Hai să vedem care va fi. Firmino se arată șmecher, dar îl refuzăm. Dalglish, o să le iau pe Dalglish, da, le iau pe Dalglish. Hai să vedem ce aveam în continuare totuși. Rodrigo, Holzek și cu Müller, mamă. A făcut o decizie cam proastă, dar și Dalglish e bun. De fapt, nu cred că e mare diferență între el și Müller. Eu zic că la player pick-ul ăsta e Cristiano Ronaldo. Fiți atenți că e Cristiano Ronaldo, băieți, o să vedeți. Ok, primul jucător e Olniak, asta nu luăm. Frankowski, n-o să luăm, deși are niște staturi fenomenale. Al treilea este ăsta, n-o să luăm. Al patrulea e ăsta, n-o să luăm. Și ultimul o să vedeți că e Cristiano Ronaldo. După ce s-a bronzat și după ce s-a tuns. E în echipă cu Ronaldo, nu? Că parcă așa ține-o minte, nu? Mergem la următorul player pick, primul jucător. Ok, ăștia sunt numai de-aia golzi, așa că o să dau până la final. V-am zis că sunt numai de-aia golzi. Îl luăm pe ultimul. Trei jucători rămași, probabil că aici o să dea fundaș central și portar. Asta e cea mai mare posibilitate, din câte țin eu minte. Primul este Cuadrado, n-o să luăm. Darmian n-o să luăm. Ăsta n-o să luăm. Nici pe ăsta n-o să luăm. Și rămânem cu Hateboer. Mamă, stai așa. Ce-am făcut, băi, vere? Am apucat să văd? Nici nu știu dacă am apucat să văd, că eu mă uitam jos. Bă, eu unul n-am apucat să văd, de ce să vă mint? Dar totuși, hai să vedem ce avem aici în acest player pick. A, sunt iar de-aia gold. Capa nu luăm, Celic nu luăm, ăsta nu luăm, nici pe ăsta nu luăm. Și luăm pe ultimul, care
Am apăsat din greșeală cu mouse-ul, ești nebun. Aia oricum nu era prea important. Dar și hai să mergem să luăm ultima rezervă, care este portarul. Sperăm la un portar bun. Însă din nou avem de ea gol 100%. Avan zis, o să luăm pe ultimul clar, care este Pop. Și cam așa arată echipa. Eu zic că am făcut o echipă destul de interesantă cu Messi, Garincha, Essien. Și cea că hai să mergem să jucăm primul meci. Ce echipă are primul oponent? Donnarumma, Luke Shaw, Dembele, Xavi, Henry, o echipă interesantă. Mamă, ăsta e roșu, clar. Dacă ăsta nu e roșu, ok, e doar galben. Ei, și pleacă Garincha acolo. Pasa e bună. Stopul lui Garincha perfect și Marchem. Marchem, auzi la mine. Marchez acolo, 1-0 în minutul 8. Garincha deschide scorul pentru echipa noastră. Ok, Garincha, Messi acolo, finesul lui Messi și face 2-0. Prea bun Messi ăsta de 99. Messi, perfect, trebuie să facă 3-0. Messi face 3-0 și e cam game over. Însă oponentul nu vrea să iasă. Ok, Garincha scapă încă o dată, singur face 4-0, dar oponentul nu vrea să iasă. Și se pare că a ieșit la pauză până la urmă, deci obținem prima victorie. Ce echipă are oponentul? O echipă interesantă. Socrates ăla pare destul de interesant, însă cred că o să-i facem față. Mamă, ce gol mi-a dat Neymar, ești nebun. Impecabil, ce se face, ai Neymar de 99, am înțeles. Ok, Messi, Messi aproape să marcheze și el. Ok, și se face 2-0, De Bruyne face 2-0. Ok, Messi scapă singur aici, trebuie să marcheze. Messi cu scărița și ce gol reușește Messi. Super golul ăsta, 2-1, hai că poate îl întoarcem, deși nu prea am jucat nimic. A few inches later. Da, se face 3-1, da, joacă mult mai bine oponentul ăsta decât mine, nu prea am ce să-i fac. Da, se face 4-1, o să ies că mă distruge oponentul ăsta, n-am ce să-i fac, frate. Da, și asta a fost clipul, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, eu am fost Gianni, v-am pupat, pa!